Bine v-am găsit, sunteți la Prim Plan Obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. Vă invit să discutăm astăzi despre adicții. Sunt atât de multe și atât de variate, încât e greu să nu le fi avut unii dintre noi la un moment dat. Astăzi însă ne-am propus să vorbim în mod special despre adicțiile de alcool și droguri. Chiar acum, în județul Cluj, are loc prima conferință națională a centrelor de terapie a dependențelor de alcool și droguri. Și vom intra în câteva momente în direct cu organizatorii acestei conferințe. În partea a doua vom discuta despre terapia prin artă dedicată persoanelor cu diverse deficiențe. Așadar, cum vă promiteam, în prima parte discutăm despre prima conferință a centrelor de terapie a dependențelor de alcool și droguri. Alături de noi sunt doi domni, chiar de acolo, de la Vânători, unde se desfășoară această primă conferință, profesor universitar Eugen Băican de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul UBB Cluj. De asemenea, doctorul Florin Mărghitaș, organizator. Vă salut, domnilor, mulțumesc că ați acceptat să intrați în direct cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Vă rog să ne spuneți mai întâi ce se întâmplă acolo unde vă aflați dumneavoastră, exact unde vă aflați și ce se petrece acolo. Sigur, eu am dezvăluit deja câteva lucruri, dar aș vrea să veniți dumneavoastră cu detalii în plus. Da, la Vânător Ciucea, într-un spațiu foarte potrivit pentru o viitoare comunitate terapeutică în adicții, se desfășoară, începând de astăzi și până duminică, prima conferință națională a centrelor de terapie în adicții din România. Este o conferință cu un format foarte strâns, și anume centre de terapie în adicții, nu despre adicții din toate perspectivele, ci totul focusat pe centre de terapie în adicții. Care este importanța acestui eveniment? Cei mai mulți dintre noi știm și cei care lucrează în domeniul cu atât mai mult știu că în România există un mare deficit de terapie, de programe terapeutice, de centre terapeutice pentru persoane cu comportament adictiv. Sunt foarte multe de completat, foarte multe de adăugat, de îmbunătățit în această privință. Scopul de fundal al acestui eveniment este acela de a pune împreună profesioniști din centrele de terapie în adicții din România, atâtea cât există ele, de a împărtăși experiențe, de a încerca să punem temelia unei viitoare rețele a centrelor de terapie în adicții în România. Ce aș dori să mai adaug este că ne bucurăm din suflet că la chemarea noastră au răspuns colegi, medici, psihologi, asistenți sociali, specialiști de ani, zeci de ani în toată țara, de la Constanța, București, Iași, Bacău, Târgu Mureș, Cluj, cu care sperăm să avem o fructuoasă întâlnire și cu care să reușim să tragem niște concluzii la sfârșitul acestui weekend, privind ceea ce a spus și domnul profesor Băican, creierea unei rețele de suport și de tratament al pacienților cu adicții din toată țara. Având în vedere ultimele evenimente de la București, s-a văzut cât de important și cât de periculos și de extins este acest fenomen în rândul tinerilor, în rândul adolescenților și cât de important este să creăm o structură comună care să poată să lupte împotriva acestui fenomen. Da, poate ne spuneți și câte persoane participă. Am înțeles din câte localități. Chiar eram curios câte centre de terapie a dependențelor există în acest moment în România. Da, acum, centre de terapie adicțiilor. Sigur, până în urmă cu un an de zile și într-o anumită măsură și astăzi, s-ar putea înțelege că terapia adicțiilor se face în spitalul tradițional. În lumea largă lucrurile nu se întâmplă așa. Trebuie să existe instituții specializate, așa numitele spitale de adictologie. În România nu prea există, există începuturi. Și unul dintre ele s-a început în ideea că sunt relativ tinere și în dezvoltare. Unul dintre ele este la Cluj și este legat tot de numele doctorului Florin Mărghitaș, care s-a specializat pe psihosomatică în Germania și din direcția asta și înspre adicții. Să vă spun așa că
Unul dintre centrele de terapie a adicțiilor care realmente dă rezultate în lume este ceea ce se cheamă comunitatea terapeutică. Ori în România sunt foarte puține. Sunt două la Sibiu, legate de Crucea Albastră, o comunitate terapeutică pentru bărbați și una pentru femei. Și este aici dr. Holger Lux, care ne va prezenta experiența lor. Este o comunitate terapeutică la Ozd, județul Mureș, de limbă maghiară. Este aici tot așa reprezentantul de la Centrul de Sănătate Oxigen din Bacău. Da, dar vreau să spun despre comunitatea terapeutică de Ozd. Ozd este aici Ișvan Sobo, care ne va prezenta comunitatea. Da, dr. Măritaș, despre Bacău. Da, Centrul de Sănătate Oxigen. Sunt colegi de la Constanța care sunt pe cale și își doresc să creeze o comunitate terapeutică, un centru postură și acolo. Vreau să completez ce a spus domnul profesor Baican. Sigur că în România sunt spitale de psihiatrie care funcționează eficient în tratamentul acut de dezintoxicare a dependenților de alcool, droguri și așa mai departe, dar este foarte important după externarea pacienților de alcool, este necesar o preluare a lor în asemenea centre care sunt înființate, unele de mulți ani cu tradiție, altele sunt noi și unde pacienții urmează să pe lungă durată să poată fi ajutați pentru a putea obține abstinență. Așa, vreau să mai spun, dacă rămânem pe teritoriul comunităților terapeutice, mai este o comunitate terapeutică cu bună experiență la Grădiștea, lângă București, comunitatea terapeutică Team Challenge. Apoi avem în conferință bine reprezentată mișcarea AA, Alcoolici Anonimi, și extinderile ei metodologice, programul sau modelul terapeutic Minnesota, va fi aici prezentat de reprezentanții Centrului de Informare, Consiliere și Terapie în Adicții Sfântul Dimitrie Basarabov din Cluj, Naboca. Este de asemenea prezentă o altă instituție furnizoare de servicii, tot din Cluj, Naboca, pe nume Preventis. Ei se ocupă de prevenirea dependențelor, dar și cu activități în terapia dependențelor. Pe scurt, ca să rezum această secvență a discuției noastre, vreau să reliefez faptul că în raport cu necesitățile, în România, numărul de centre de terapie în adicții și capacitatea lor sunt foarte departe de necesar. Vreau să mai adaug o propoziție. Ceea ce ne dorim noi și prin acest congres este să creăm un lanț terapeutic național unde tinerii, pacienții, oameni cu probleme de adicție să înceapă de la faza de ambulatoriu când sunt văzut de specialiști, după care, dacă este necesar, să treacă în faza acută de tratament în spital, după care centrele ar fi postură, iar ulterior să fie urmăriți mai departe ambulatoriu de către colegii specializați ca și de către centrele de AA sau de narcotici. Da, mi s-a părut interesant ce spuneați despre a se crea o rețea și voiam să înțeleg ce anume puneți în comun într-o astfel de rețea, ce anume... Cu ce vine fiecare oraș, fiecare centru de terapie, fiecare comunitate terapeutică, în așa fel încât rețeaua să funcționeze, să aibă un rost și un rol? Da, aici aș spune în felul următor, că pe de-o parte, aici repet, sunt mult prea puține centre de terapie în adicții față de ceea ce ar fi necesar. Conectarea lor și crearea sau punerea bazelor pentru crearea unei rețele naționale a acestor centre de terapie. Este un lucru în sine valoros, pentru că, sigur, fiecare dintre ele are o anumită orientare, un anume specific, un anume mod de lucru. Relaționarea între aceste centre prilejuiește transferul de experiență și de expertiză. De asemenea, noi credem că punerea bazelor pentru o asemenea rețea națională a centrelor de terapie în adicții va impulsiona dezvoltarea pe mai departe a altor centre. Și poate este important să spunem că asemenea rețele naționale sunt în toate țările dezvoltate, în Germania, Franța, Italia,
Noi vrem doar pur și simplu să impulsionăm aceste lucruri și mai ales să fim auziți și de către organele de la nivel de instituții care pot să ia niște decizii, pentru că lucrurile acestea se fac prin ajutor, prin suporturi sociale care, din păcate, la noi sunt aproape inexistente. Sau spre zero. Și vrem să tragem un semnal de alarmă că fără asemenea rețele naționale există un mare pericol ca lucrurile să scape de sub control. Cum se implică, nu știu, statul român, organismele statului în sprijinirea acestei lupte pe care o duceți fiecare dintre dumneavoastră în ceea ce privește consumul de alcool și de droguri? Nu o să ezit să spun critic că, din păcate, dinspre structurile guvernamentale, contribuțiile sunt subțiri, sunt departe, foarte departe de ceea ce este necesar. Adică este o chestiune care este măturată ușor sub covor de către Guvernul României? Nu aș spune că intenționat se întâmplă asta. Există o anume lipsă de interes sau de focalizare pe necesitatea dezvoltării politicilor publice și a serviciilor în domeniu. Este de spus că aproape în totalitate, centrele de terapie în adicții construite pe modelul terapiei contemporane a adicțiilor sunt non-guvernamentale. Și vrem să atragem atenția, să prioritizăm atât sănătatea mentală cât și partea de adicții ca un lucru care e extrem de important și care, dacă nu este de importanță, există pericolul să degenereze și să creștem, să există un număr tot mai mare de persoane cu adicții și să nu existe soluții pentru a putea să-i trate. Cine ar trebui să dezvolte politici aici? Ministerul Sănătății, mă gândesc. Cel puțin presupun că în alte state un asemenea minister se ocupă de centrele de adicții. Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Sociale, cum se cheamă în anumite țări, la noi, sigur, ministerul acesta are denumiri care se schimbă destul de des. La noi ar fi corespondența și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul de Interne. Practic este un conglomerat de structuri care doar împreună pot să creeze cadrul legal pentru a putea să existe asemenea comunități și mai ales să le poată finanța, pentru că până la urmă totul se duce la partea de finanțare. Sunt puțin tineri, puțin pacienți care pot financiar să-și permită să plătească din buzunarul lor asemenea terapie. Nu trebuie să ne ascundem de lucrul acesta. Atâta timp când există un suport social, aceste terapii vor fi adresate unor clase elitiste, de tineri, de familii care pot să-și permite acela să vor pierde. Da, se decontează în vreun fel de la Casa de Asigurări de Sănătate un tratament? Din păcate, în cadrul centrelor acesta de recuperare socială, centrul de adicții, nu există nicio formulă prin care să se poată deconta aceste costuri. Există tot felul de sponsorizări. Asta va fi și tema de conferința noastră din weekend acesta, să vedem fiecare ce modalitate a găsit pentru a putea susține pacienții care vin în centrele lor și pentru a se putea să se plătească. Dar da, altfel, din păcate, nu este nicio structură cu care să se poată deconta de către pacienții care sunt în aceste centre vreun cost. Păi, dacă este o suferință, ar trebui să fie decontată. Este sau nu este o boală? Este mai mult decât o boală. Este un factor care morbid, care poate să creeze o multitudine de boli. Să nu uităm cum pacient cu dependență de alcool ajunge la ciroză hepatică, ajunge la demență alcoolică. Un pacient cu dependență de droguri creează la fel o grămadă de complicații psihiatrice și medicale. Dar, repet, problema este că se decontează doar o mică parte, de așa zisă dezintoxicare, care durează 7-10 zile, care se poate deconta în spital de psihiatrie prin CAS. Problema nu este rezolvată. După cele 10 zile, pacienții în continuare adictivi sunt puși în stradă și va trebui fiecare să-și găsească o soluție ca să-și trateze adicția pe lângă. Ne spuneți cam care e nivelul de tarifare pentru o astfel de cură de dezintoxicare? Asta este o temă care este deschisă în weekendul acesta. Repet, asta sunt lucruri care acum urmează să le discutăm pentru prima dată la nivel de conferință națională, fiecare ce modalități, ce resurse, ce supapă a găsit pentru pacienții, pentru tinerii care vin la ei în clinică, în centre de adicții, pentru a putea deconta asemenea costuri. Acum aici am să adaug eu ce o să vorbesc, fără să... Da, aș vrea să adăugați și un preț ca să ne dăm seama despre ce vorbim. Da. Deci fără să mă refer la o comunitate terapeutică, anume să vă spun așa că
Costurile sunt de peste 2000 de lei pe lună per rezident. Și atunci, da, ne putem gândi că multe persoane care suferă de adicții au probleme sau sunt limitate financiar, cum spune doctorul Mărintaș, dar aceea și adăuga imediat că există un serviciu terapeutic care practic nu costă nimic și care este foarte accesibil. Sunt grupurile de terapie prin suport mutual, alcoolici anonim, gamblerii anonim, copiii adulți alcoolicilor anonim și o multitudine de alte grupuri. Și aici o miză a aceste conferințe este aceea de a poate impulsiona sau da, găsi o modalitate de a stimula dezvoltarea rețelei de asemenea grupuri de terapie prin suport mutual, chit că asta nu o facem noi, ci o fac persoanele care suferă de alcoolism sau de alte dependențe, ei înșiși, dar punând împreună experiențe, se poate ca să apară imbolduri de dezvoltare. Vreau să mai adaug spre final despre terapii ceva mai aparte, și anume mâine, sâmbătă, vom avea aici la Vânători un atelier aplicativ învățare, dezvoltare personală și terapie experiențială prin aventură în natură. Să spun că în terapia adicțiilor, psihoterapiile și socioterapiile sunt hotărâtoare și nu terapia farmacologică, medicală, clasică. Iar în zona aceasta a socioterapiilor, terapia prin învățare experiențială de natură este una dintre cele cu foarte mare dezvoltare în ultimele decenii în lume și care furnizează rezultate foarte consistente. Mâine vom avea aici un atelier care durează 3 ore și care va fi organizat de o grupare de 5, așa i-am numit noi, experți prin experiență. Și lucrurile se vor întâmpla în natură, în pădurea din jurul viitoarei comunități terapeutice de aici, de la Vânători, va fi ceva deosebit. Vreau să subliniez cu asta nevoia de dezvoltare a modelelor terapeutice sau de importare, să-i spun așa, din alte părți unde se lucrează de mai multă vreme. Deci modele de psihoterapie, modele în socioterapie, instrumente terapeutice. Dar în ce fel îi ajută experiența, aventura pe cei care au dependențe? Presupun că este o chestiune de moment. Aventura ține 2, 3, 5 ore, după care se pot întoarce la acasă și să ia de la început orice făceau înainte. Lucrurile sunt foarte simple, adică sunt foarte simple teoretic. Până la urmă, noi tratăm dependenții, tratăm personalitatea de tip dependere. Și în momentul în care cineva dorește să renunțe la droguri, la alcool, trebuie să schimbe viața. Și asta încercăm. Să înlocuim consumul de substanțe cu alte lucruri care pot să-i schimbe viața, care îl fac să trăiască alte emoții, să aibă alte experiențe și să schimbe efectiv modul de percepție și inclusiv hormonii care se eliberează, pe care știm cu toții așa niște ai fericirii, în urma unor alte experiențe înlocuitoare ale consumului de droguri. Aici aș adăuga în felul următor. Vedeți, până la urmă, toate dependențele, adicțiile, sunt comportamente învățate în context social. Sunt rezultate ale învățării sociale. Acum, aici, partea bună, cum se spune, este aceea că orice învăț își are și dezvățul lui. Practic, terapia adicțiilor înseamnă o schimbare de model comportamental, dezvățarea de modelul comportamental adictiv și ajungerea la un model comportamental non-adictiv. Și mai ales pentru adolescenți, apropo de terapia experiențială în natură. Ce alt dezvăț mai consistent se poate face decât prin acțiune, prin aventură chiar? Mai ales la adolescenți și la tineri, cu toții ne putem da seama că nu discursurile, nu abordările conceptual-teoretice, ci acțiunea este aceea care poate prilejui
înlocuirea unui model comportamental patologic și nedezirabil cu un model comportamental, să zicem, sănătos. Domnilor, am discutat despre dezintoxicare, am discutat despre nevoia de a urmări persoanele care au ajuns într-o situație de adicție după ce ies de la rehab, cum se numește în limba engleză. Vreau să vă întreb însă despre un lucru extrem de important despre care s-a amintit doar întreagă, și anume prevenția. Cum anume face statul român, cum faceți dumneavoastră să prevenim aceste adicții, mai ales în rândul tinerilor? Da, ați pus punctul pe i, aci, pentru că în agenda publică este setul acesta de întâmplări dramatice de la acel festival de muzică din București. Cu acela, decese, despre acela am aflat cu siguranță că au mai fost multe alte cazuri despre care noi nu am aflat. S-a întâmplat și la Cluj, la festivalurile de aici. Sunt o mulțime de persoane care au intrat în comă alcoolică, o mulțime de persoane care au fost depistate cu droguri. Așadar, nu trebuie să se întâmple la București un festival ca lucrurile acestea să devină cunoscute. Este bine însă că s-a impus în atenția publică cu un anume dramatism întâmplarea aceasta de la Festivalul de Muzică în București. Pentru că, dincolo de asta, așa cum ați spus, aici avem de-a face cu o problemă cronică, de durată, care arată cât de slab lucrează programele de prevenție a comportamentelor adictive în țară. Sunt aici probleme care țin de așezarea instituțională a furnizorilor de servicii de prevenție a adicțiilor, de cadru legislativ, de fundamentarea politicilor publice în domeniu și nu o să mă feresc să spun că prevenția trebuie să fie, dacă vorbim de activitățile de prevenție în instituțiile guvernamentale, trebuie să fie așezată nu acolo unde este așezată acum, ci fie la Ministerul Sănătății, fie la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Pentru că prevenția este altceva decât combaterea drogurilor. Bun, și cum ajungem cu prevenția în școli? Cum ajungem cu prevenția pe Instagram sau unde se află tinerii? Și pentru că noi asta vrem, să ajungem la ei. Avem fonduri, știm cum să îi atingem emoțional în așa fel încât ei să-și pună de două ori o întrebare înainte să ia un drog? Vedeți, multă lume crede că prevenția este ceva simplu, că terapia e grea și prevenția e simplă. Nu este deloc așa. Pentru ca să ai rezultate în programele de prevenție, trebuie lucrat foarte deștept și foarte elaborat. Și o să vă spun așa că prevenția consumului și dependenței de droguri nu înseamnă în niciun caz să furnizezi informații, să te duci și să ții lecții în fața elevilor din liceu, spre exemplu. Nu, pentru ca prevenția să fie eficace, trebuie să lucreze la trei niveluri. Cunoștințe, atitudini și apoi comportamente. Deci acele cunoștințe furnizate folosesc cu adevărat doar dacă ele se transformă în atitudini protective, respectiv în atitudini de evitare a riscurilor. Și mai departe, atitudinile să se manifeste în comportamente. Ori aici trebuie specializare și trebuie expertiză ca să iasă rezultate în prevenție. Haideți să vă întreb concret. Domnule Băican, acele fotografii de pe pachetele de țigări au scăzut rata persoanelor care fumează? La începutul introducerii acestei politici de inscripționare a pachetelor de țigări, impactul a fost cât de cât semnificativ. Dar pe măsură ce a trecut timpul, s-a produs un fel de anesteziere perceptivă în ce privește acest mesaj de avertizare. Îmi spun și studenții mei că, de fapt, iau pachetul și nici nu mai văd inscripția aceea. Și atunci, eficacitatea prevenției prin această intervenție este limitată. Trebuie programe de prevenție mai bogate în conținut, mai țintite, mai orientate înspre ceea ce am spus, înspre transpunerea cunoștințelor noi în atitudini și, pe urmă, manifestarea atitudinilor în comportamente schimbate.
Aș vrea pe final de discuție să discutăm puțin despre cifre, acelea pe care le știți din memorie, nu vreau neapărat să îmi găsiți studii sau să deschideți pe Google ca să obțineți informații. Din ce știți dumneavoastră, cum stă România comparativ cu alte state, comparativ cu România de acum câțiva ani, în ceea ce privește adicțiile de alcool și adicțiile legate de droguri? Eu pot să vă spun din experiența mea de 10 ani de la spitalul pe care îl conduc și unde ne ocupăm cu un compartiment de parte de dependențe, că sunt niște schimbări radicale. În primul rând, ceea ce este foarte important și dramatic de observat este că a scăzut vârsta tinerilor care sunt consumatori. Adică dumneavoastră, domnule Mărghita, spuneți că, practic schimbările s-au petrecut, dar sunt spre rău. Sunt spre rău pentru că a scăzut vârsta, adică sunt tineri deja, copii, adolescenți de la 12-14 ani care ne caută și care deja au avut contacte de peste un an, 2 ani cu substanțe alucinogene, cu psihostimulante. Totodată, la consumul de alcool, observăm o creștere a numărului, în special pandemia, a afectat foarte tare comportamentul vis-a-vis, comportamentul adictiv, adică această izolare, această separare socială a crescut foarte mult numărul de pacienți care ne contactează, care ne caută, atât consumatori dependenți de alcool, cât și consumatori dependenți de substanțe. Da, deci avem acel, mesaj de interes public care spune consumul excesiv de alcool sau ceva de genul ăsta, consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Îl bagă în seamă lumea, adică copiii, tinerii, minorii, înțeleg chestiunea asta? Așa cum spune domnul profesor la început, poate că a fost un anumit impact, dar pe măsură ce trece timpul a rămas simplu, un simplu slogan care lumea îl ascultă și nu numai de la fel aceeași înfermătate și importanță pe care ar trebui cu adevărat. Bine, vă mulțumesc mult, domnilor, pentru prezența în emisiune. A fost alături de noi profesorul universitar Eugen Băican de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, de asemenea doctorul Florin Mărghitaș. Ambii se află la Vânători, comuna Ciucea, din județul Cluj, unde are loc prima conferință a centrelor de terapie dedicată dependențelor de alcool și de droguri. O chestiune foarte importantă, mai ales dacă sunteți părinți. Trebuie să fiți foarte atenți la ce se întâmplă legat de alcool și de droguri, pentru că, vedeți, sunt foarte mulți tineri și tot mai tineri, din ce spunea domnul doctor Mărghitaș, care ajung să consume alcool în exces și droguri în exces. Nu cred că vă doriți, că ne dorim acest lucru. Aici încheiem prima parte a discuției noastre. În a doua parte vom discuta despre terapie prin artă pentru persoane cu deficiențe. Până atunci vă propunem un reportaj despre perii de pe Via Transilvanica. Un ONG a salvat și are grijă de perii plantați de sași. Sașii au plecat de acolo. Au rămas, sigur, alți locuitori care n-au dat atât de multă atenție perilor, însă acest ONG, iată, i-a salvat, are grijă de ei și este un loc de vizitat la marginea Bistriței. Parcul cu peri seculari îi atrage pe localnici, dar și pe turiști. E foarte important să te desprinzi de oraș. De câte ori avem musafiri, dăm câte o tură. E incredibil cum în imediata vecinătatea orașului e un loc atât de frumos. Povestea locului e și ea impresionantă. Avem nevoie de atâtea betoane și asta și aici la o aruncătură de băți față de oraș, e ceva extraordinar. 300 de hectare de pe dealul Cocoș din satul Unirea de lângă Bistrița sunt acoperite cu peri seculari. Zona era folosită de sași pentru pășunat. Pe lângă moștenirea pe care am primit-o prin acest frumos port săsesc de la bunica, mai primeam și povești. Una dintre ele este că cei tineri căsătoriți veneau pe acest deal și plantau un păr. Și gustul perelor era deosebit și perii ajungeau la vârste înalte, așa că și urmașii celor căsătoriți din diferite generații puteau să mai vadă acești peri și să guste din fructele lor. Ce ar spune strămoșii dumneavoastră dacă ar vedea acest parc și că perii sunt cum îi vedem? Sunt sigur că o lacrimă le-ar miji în colțul ochiului și vreau să vă spun că mai ales cei în vârstă mereu se raportează la Transilvania, la
locul lor natal ca la Heimat, la patria lor, dulcea lor patrie. Pășunea cu perși secular este astăzi un parc încă în curs de amenajare. De el se ocupă o organizație din Bistrița, care a concesionat pe 49 de ani o bună parte din teren și a salvat practic pomii din calea febrei imobiliare. Aici se poate veni acum pentru aer curat sau pentru diversele evenimente organizate. Ne-am gândit ce valoare deosebită are din punct de vedere genetic, dar nu numai, ci ca peisaj, ca aspect, totul te îndeamnă să vii aici. Parcul acesta era în pericol? În pericol și acum. Care ar fi pericol? Dacă, doamne, se construiește mereu, asta e marele pericol. Acum parcul este parte din traseul Via Transilvanica. Via Transilvania a plecat din județul Bisană Său și cred că ar fi fost culmea să nu treacă pe la Bistrița. Și cu ocazia asta am deschis o nouă rută pe la Bistrița, 47 de kilometri. Se estimează că în această zonă sunt peste 1000 de perși seculari. Organizația care se ocupă și a îngrădit o parte dintre ei, constituind acest parc, vrea să inventarieze pe toți. Aceasta și alte date interesante vor fi oferite vizitatorilor printr-un punct de informare pe care îl vor construi în acest parc. Pus pe harta celui mai lung traseu turistic de drumeție din România, care începe la Putna și ajunge la Drobeta Turnu Severin, parcul cu perși seculari are șanse să fie protejat mult timp de acum înainte. La toamnă, organizația care are grijă de el va organiza aici un festival al perelor. Vă spuneam, în a doua parte a emisiunii discutăm despre terapie prin artă, dar și prin muncă și în general despre terapia adresată persoanelor cu diverse deficiențe. Alături de mine se află doamna Anca Mercea, care este coordonatorul Centrului de zi Sfânta Maria din Cluj. Să rămână, doamnă! Mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la noi aici, la TVR Cluj, și să ne povestiți despre ce se întâmplă la dumneavoastră, la Centrul de zi Sfânta Maria, și despre aceste terapii pe care se adresează persoanelor cu deficiențe, să le spunem. De fapt, Centrul de zi Sfânta Maria și-a început activitatea în 1995. Este cel mai important proiect al Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuropsihici. Dar le mai și... spune, cer scuze, le da. Mai spune oficial handicapați, adică eu știu acum că se caută termenul... Acum le spune persoane cu dizabilități, dar în 1990, când s-a înființat asociația, aceasta era terminologia. Și atunci vă dați seama că noi nu ne mai schimbăm denumirea, pentru că e un proces îndelungat, dar atunci sunt persoane cu adulți cu dizabilități intelectuale. Am înțeles. Deci s-a înființat în 1995. Și practic noi am venit să punem bazele unor servicii sociale care nu existau. Deci noi am avut un drum de pionierat practic, pentru că toată lumea știe că pe vremea comunismului persoanele cu dizabilități intelectuale aveau două posibilități. Fie să stea în căminele spital, fie între cei patru pereți ai casei. Și, de exemplu, beneficiarii noștri, gândiți-vă că nu erau acceptați nici măcar în școlile speciale. Am avut beneficiari care au venit direct, să zic, la 20 de ani în centrul nostru, direct din familie. Și atunci gândiți-vă că acum se merge foarte mult pe intervenția precoce, adică de la vârste cât mai timpurii, iar tu să faci recuperare în momentul în care el deja este persoană adultă, este foarte greu. Și da, am văzut, fapt, încerc, da, în paranteză, mesajul acela de interes public legat de tinerii cu dizabilități care au dreptul să învețe în școli normale. Bine, asta e așa un slogan foarte frumos, dar în realitate nu se întâmplă, pentru că tu până la urmă trebuie să ai partea de accesibilitate și asta nu se referă numai la cei în cărucior care, să zic, să aibă rampe și alte modalități de a ajunge în sălile de clasă, ci ne gândim la spațiu efectiv și psihologic și de ambianță și să fie acceptat. Deci aici, de exemplu, sunt profesorii de sprijin sau ar trebui să fie asistenții sociali care să existe în școlile respective. Acum, până trecem de faza am văzut, de slogan... sunt anumite școli care se numesc de centru din Cluj, care raportează zero persoane cu probleme sociale. Nu, nici măcar nu ajungem la persoane cu dizabilități, ci practic încearcă să ne spună că acei 1000 de elevi sau câți învață într-o școală sunt toți cu condiție extraordinară. Părinții câștigă extraordinar. Da, și acum, de exemplu, să vă gândiți la persoanele adulte cu dizabilități intelectuale, pentru că o să vorbesc mai mult de partea asta.
Pentru, în general, pentru copii și pentru adolescenți există forme de recuperare, începând de la grădinița specială, pe urmă sunt care sunt grați în grădinițele de masă. Dar sunt suficiente locuri? Că și asta e o discuție. Și asta e o discuție, da. Eu vreau să mă refer acum mai mult la adulți, dacă nu vă supărați. Și, pe urmă, după ce termină școlile speciale, practic ar trebui să existe servicii sociale pentru ei. Și așa să vă gândiți că în momentul de față, conform statisticilor oficiale, există în jur de 4.000 de adulți cu dizabilități intelectuale, iar servicii în regim de centru de zi există doar 44 de locuri. Ce se întâmplă? Ne referim la care limite geografice? 4.000 de adulți cu neinstituționalizați în județul Cluj. În județul Cluj. Da. Era important de precizat că nu e la nivel național, ci la nivel doar la județul. Exact. Ce se întâmplă cu cei care au terminat, de exemplu, școlile speciale? Pentru că, din păcate, la noi, cred că ne lipsește un pic viziunea pe termen lung. Adică, bun, el trebuie să, persoana cu dizabilități, ca orice altă persoană validă, trebuie să aibă un stil de viață ca mine, ca dumneavoastră, corect. O calitate a vieții. O calitate a vieții, da? Și tu trebuie să te gândești să-i creezi servicii până la adânc bătrânesc, până moare, da? Deci de când se naște până moare, că așa e prevăzut și pentru noi, nu? Practic. Că mergi la grădiniță, școală, după care te integrezi în muncă. Mă rog. Și atunci, în momentul în care pentru ei nu se creează absolut nimic, pentru că la noi se rămâne pe partea de beneficii sociale în detrimentul serviciilor sociale. Dar lumea nu se gândește, și aici mă refer foarte mult la comunități și la autorități, pentru că pe termen lung, costul unei persoane care nu beneficiază de servicii de integrare socială este mult mai mare. Da, pentru că, vă dau un exemplu, un tânăr cu dizabilități intelectuale, părinții au grijă cât au, cât pot, după care poate să ajungă în grija statului. Da? În momentul în care ajunge în grija statului, costul unei astfel de persoane este în jur de 6.000 de lei, cam până acolo pe lună, în mod real. Și acei bani sunt plătiți de unde? Pe care, deci banii aceia el nu-i câștigă. Păi nu-i câștigă, sunt plătiți din banii contribuabilor. În momentul în care el vine și beneficiază de servicii în regim de centru de zi, de exemplu cum este centrul nostru, el este recuperat, rămâne în familie, familia poate să aibă o viață normală și să funcționeze și atunci gândiți-vă cât se reduce riscul ca el să ajungă într-o instituție de stat și atunci cât este costul pe termen lung pentru persoana respectivă, da? Și de asta ar fi ideal ca autoritățile să fie conștiente până la urmă, să ajungă să sprijine realmente serviciile sociale, pentru că acum nu știu câtă lume știe, dar noi plătim exact aceleași dări la stat ca și orice alt business, știați asta? Nu știam, da, presupun că ar fi nevoie să vă beneficii. Deci, noi pentru faptul că avem angajați, plătim aceleași costuri la stat, exact ca și mall-ul care produce, care are profit. Sunteți ONG. Da, noi suntem ONG, non-profit, noi nu facem profit, noi oferim servicii gratuite sau, mă rog, cu o contribuție foarte mică, pentru că beneficiarii noștri niciodată nu ar fi capabili să plătească costul integral al unui evident întrebarea de unde aveți suficienți bani ca să duceți mai departe activitatea. Bani niciodată nu avem. Sigur, pentru dar că, știu că ne având în vedere cine... că ați spus că funcționați din 1995, e clar că n-ați dat faliment, nu știu dacă ONG-urile dau faliment, nu v-ați închis. Da, din păcate, întotdeauna e așa o luptă de supraviețuire și multe servicii încep să se închidă pentru că la un moment dat, efectiv, nu mai pot să supraviețuiesc. Și știu că multă lume ne întreba, dar pe voi, când a fost criza economică din 2008, nu v-a afectat? Păi nu, că noi suntem într-o criză economică de când ne-am înființat. Permanentă. Și atunci mergem pe proiecte, pe un minim de subvenții de la Consiliul Local, pe o mică contribuție din partea părinților, care este foarte mică, pe proiecte, cam așa, ca să reușim să oferim servicii la standarde europene, pentru că foarte multă lume nu știe, dar noi serviciile sociale de calitate, și acum nu mă refer doar la fundația noastră, reușim să punem în Cluj în fiecare zi pe harta serviciilor sociale europene și nu numai, pentru că, de exemplu, și acum am avut pentru o lună, am avut în practică studenți de la Facultatea de Asistență Socială din New Jersey. Bun, haideți să ajungem la discuția aceasta despre terapie, despre ce anume fac cei care vin și cum funcționează lucrurile, de fapt.
Deci noi încercăm să le, să le oferim cât mai mult șansa la o viață normală. Și atunci toate programele recuperatorii sunt croite astfel încât ei să ajungă pe cât posibil independenți și să funcționeze, să nu fie atât de dependent de familie. Și, de exemplu, vin în fiecare dimineață la centru, pe o parte dintre ei am învățat să meargă singuri. Este în piața, în cartierul Mănăștur. Ok. Noi am avut, de fapt, o locație în piața Cipariu, după care am construit de la zero un centru în 2010 și ne-am mutat acolo într-o clădire nouă. Ei vin la... Deci asta zic că i-am învățat să folosească mijloacele de transport, după care vin la centru și fiecare tânăr are, fiecare beneficiar are programul lui de intervenție, tocmai pentru a vedea... Deci intervenția este personalizată? Da, da, absolut. Să vedem în ariile în care el este deficitar și atunci noi încercăm să-i maximizăm acest potențial. Trebuie să ne dați niște exemple. Păi să vă dau un exemplu. De exemplu, un tânăr care nu era dependent de familie și trebuia să-l aducă și să-l ducă în fiecare zi acasă sau nu făcea cumpărături. Noi lucrăm pe partea asta și avem tineri. Vă dau un singur exemplu, fratele meu care are 48 de ani și la un an și două luni a făcut o encefalită bilaterală și medicii spuneau că nu o să ajungă și nu o să, să ajungă să vorbească și să meargă niciodată. Și mama mea, cea care a creat centru, asociația în 1990 și cu care lucrez împreună din 1995, l-a recuperat cumva pe Florin, dar fără să fie specialist. Și uitați-l pe Florin, cel din dreapta, gândiți-vă că nu știe să scrie, să citească, dar el face toate cumpărăturile, merge la medicul de familie, stă la rând. Dacă, de exemplu, trebuie să meargă, poate să folosească orice mijloc de transport din Cluj. Deci ăsta e un simplu exemplu. Bun, și... Mai dați-ne niște exemple, ce anume, care sunt terapiile, am vorbit despre terapie prin artă, prin muncă, de aceea aș vrea un pic mai multe informații. Sigur, vedem în imagini și terapie prin muzică, mă gândesc. Da, dar noi avem un program de terapie prin muzică, care a început să funcționeze în 1998, grație unui program oferit de Musical Therapy International din Anglia și în momentul de față noi suntem partenerii lor locali și un centru de expertiză. Mergem pe terapie din teatru, terapie prin muzică, terapie prin artă, pe urmă avem partea de ergoterapie, adică avem atelierele în care ei lucrează, fiecare în ritmul lui. Ce încercăm noi să facem, de fapt, prin toate serviciile oferite? Pe lângă faptul că a ei să ajungă pe cât de independenți posibil, să schimbăm mentalități. De ce? Pentru că întotdeauna era o conotație negativă legată de persoanele cu dizabilități. Că nu sunt capabili, da? Nu sunt capabili, sunt asistații sociali, veșnici asistați sociali și atunci noi demonstrăm că se poate. Și mergem foarte mult pe în obiectele pe care noi le realizăm și pe care le vindem prin magazinul nostru online cadouri din Cluj, să schimbăm mentalitatea. Adică omul în momentul în care vine și cumpără de la noi, nu cumpără de milă și zice, păi cumpăr că sunt făcute de amărâții ăștia, nu. Cumpăr pentru că sunt calitate în primul rând și în al doilea rând au plus de valoare pentru că sunt făcute de persoanele cu dizabilități. Pentru că practic, tu, ca să schimbi mentalitatea, toate studiile spun că undeva cam la 3 generații. Și gândiți-vă că 45 de ani neexistând nimic în perioada comunistă, acum noi trebuie să venim să umplem cei 45 de ani de nimic. Și atunci cum facem asta? Prin modelele de bună practică, fie că sunt servicii private, fie că sunt servicii publice. Da? Pentru că toată lumea cumva așa face diferențe, sectorul privat, sectorul public. Noi nu, deci în momentul în care nu ajung să fie un parteneriat adevărat, nu pot să funcționez, pentru că noi fără o legislație bună care să fie cu adevărat pusă în practică, fără politici publice, nu putem să facem absolut nimic. Fără subvențiile care ar trebui să fie din partea comunității locale sau din partea statului. Am înțeles că aveți un website pe care vindeți, da, platforma, da, cadouri din Cluj. Da, cadouri din Cluj, da. Da, da. Vă ajută să vă recuperați o parte din investiția pe care o faceți în această... Ce să vă spun, în momentul în care toată lumea, când spui așa, magazin online, sună foarte pompos, dar practic tu de multe ori nu reușești să scoți banii salariului persoanei care lucrează acolo, dar noi încercăm, v-am spus, să schimbăm mentalități și este practic partea vizibilă a noastră. E și o satisfacție, mă gândesc, pentru cei care lucrează să-și vadă produsul vândut, nu? Exact, cineva îl prețuiește. Da, da. Și în plus de asta că deci tu în momentul în care intri pe piața de desfacere sau, mă rog, ca un business, tu ești tratat
efectiv ca celelalte business-uri. De ce? Pentru că un om care vine să cumpere la tine și dacă nu-i de calitate, el nu mai vine a doua oară, poate îți dă de Crăciun sau de Paște așa o donație ca să se simtă și el bine că uite-te ce bun creștin a fost, dar nu se mai întoarce și de asta încercăm și noi să fim la fel de competitivi ca și ceilalți. Și reușit? Ceea ce... Nu. De ce? Pentru că este partea de tu în momentul în care ai nevoie de partea de marketing, partea de PR, tu nu poți să-ți permiți ca ONG pentru că întotdeauna tu partea aia de resurse pe care o ai plusul ăla mic îl investești în serviciile sociale ca să ajuți mai mulți beneficiari. Și de asta ar trebui un pic aici statul să vină cu măsuri de sprijin exact cum se face și în străinătate pentru că nici în Germania sau în Italia, unde structurile de economie socială sunt foarte bine dezvoltate, fără intervenția statului nu ar putea să facă nimic. Despre întreprinderile sociale, aș vrea să vorbim în general. Cum funcționează ele dacă, nu știu, colaborați cu alte întreprinderi sociale? Noi am avut aici invitați care ne-au vorbit despre eforturile lor, despre dificultățile cu care sigur că se întâlnesc. Nu este greu să înființezi o întreprindere socială, este foarte ușor, dar este greu să o menții pe urmă. De exemplu, acum chiar mă uitam la un moment dat în registrul unităților protejate, adică unităților de economie socială care sunt acreditate și am văzut că în județul Cluj sunt 20 în momentul de față, dar toate au fost acreditate în 2021 pe fonduri europene. Și de obicei, aceste structuri, când sunt făcute pe fonduri europene, merg cam un an de zile, un an și un pic pe bani. Și pe urmă e partea de sustenabilitate. Și în momentul în care tu trebuie să fii la fel de competent, nu reziști pe termen lung. De ce? Pentru că tu, practic, lucrezi cu persoane care sunt din grupuri vulnerabile. Și atunci, clar că problemele cu care ei vin, pentru tine sunt cumva un obstacol în a reuși să faci profit și de aici ar trebui un pic să intervină autoritățile. De exemplu, eu sunt foarte curioasă și cumva, ce să vă spun, statul îi convine să aibă unități protejate create pe fonduri structurale. De ce? Pentru că sunt foarte mulți bani pe salarii și o parte și partea de viramente și de taxe către stat merg în buzunarul statului. Deci până la urmă ei câștigă. Dar dacă tu nu vii să reușești să menții aceste unități de economie socială care rezolvă ție o problemă din comunitate, atunci dacă tu peste 3-4 ani ai tot aceeași problemă socială, înseamnă că ceva nu funcționează. De asta vă spun că, din păcate, ne lipsește viziunea pe termen lung. Pentru că eu mi-aș dori, sincer, tot auzind, Clujul e un oraș de 5 stele, mi-aș dori să fie și pe partea de servicii sociale. Da, asta și voiam să vă întreb pe final de discuție. Cât de prietenos este Clujul pentru persoanele cu dizabilități? Acum, dumneavoastră lucrați cu persoanele cu dizabilități intelectuale, dar cred că aveți o imagine de ansamblu. Acum depinde cu ce comparăm, că dacă ne gândim la alte orașe care nu au partea asta de servicii sociale, să zic că suntem norocoși, dar mi-ar plăcea ca Clujul să fie și pe partea de servicii sociale, tot așa un oraș de 5 stele, cum este și pe partea de structură sau ce știu ce facilități mai avem noi, mă rog. Știu că de câte ori vorbesc cu colegii mei din țară, zic, Clujul, voi stați foarte bine, deci cumva aura asta ne vinde de... imaginea foarte bine, după părerea mea. Da, așa este, dar mi-ar plăcea să fim puțin partea de servicii sociale și mai ales cea a autorităților să fie partea asta proactivă, nu reactivă, deci în sensul cum se merge pe prevenție ca să nu apară o problemă socială, tot așa să fie. Avem fie o direcție aici, la primărie de asistență socială și medicală, chiar am văzut cu vreo, nu știu, 1500 de angajați sau mai mult de atât, deci foarte dodoloață această direcție. Se și vede, adică... Da, deci noi colaborăm foarte bine și... Da, dar gândiți-vă acum că serviciile sociale nu se referă doar la persoane cu dizabilități intelectuale, că sunt foarte multe servicii vulnerabile. Aici ai un pic partea de susținere mai mult din partea Consiliului Local, pentru că Direcția de Asistență Socială face ce face, dar până la urmă tot la bani și la partea de subvenționare ajunge. Unde aveți un mic capitol separat în banii aceia care se oferă către ONG-uri pentru proiecte, erau cele de interes public, dar sunt și cele de interes, nu știu, social, să-i spunem. Da. Doamna Anca Mercea, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. A fost alături de noi coordonatorul Centrului de Zi Sfânta Maria din Cluj. Ați înțeles care sunt problemele legate de persoanele cu diverse deficiențe, în special cele intelectuale.
Și că, sigur, statul poate să facă mult mai mult decât face în acest moment. Aici se termină prim plan obiectiv de astăzi. Sunt Ionel Lespuc. Vă doresc să aveți un weekend perfect. Toate cele bune. La revedere!